Se mai întâmplă să visăm oameni dragi care sunt plecați în neființă. Ne transmit vreun mesaj? Nouă așa ne place să credem, pentru că nu reușim să asimilăm ideea că am pierdut pe cineva, cel puțin în prima perioadă. Și de multe ori ne gândim, vai, dacă ar trăi cu tărică, ce bine ar fi fost, m-ar fi sfătuit, mi-ar fi fost mai bine. E, dorința și nevoia de sfat de la acea persoană va determina generarea visului. Da? Noi știm, în esență, ce ne-ar spune acea persoană, ce ne-ar sfătui. Nu facem decât să aducem din subconștient ideea pe care deja o avem sub formă de vis. Asta nu înseamnă că ne-am conectat la acea persoană și poate apărea cu un mesaj? Este discutabil, pentru că cei mai pragmatici vor spune că nu poate fi vorba de o astfel de conexiune, dar având în vedere că nimeni nu s-a întors de dincolo ca să ne spună ce este, putem să credem că se poate realiza o astfel de conexiune. La nivel energetic, de multe ori reușim să avem acces la niște informații sau să luăm contact cu niște forme de energie care să ne transmită ceva. Foarte mulți oameni, atunci când visează o persoană dragă care este plecată, a doua zi se grăbește să dea ceva de pomană. Da, pentru că de multe ori ni se pare că această conexiune sau acest vis ne trage de mânecă să ne amintim de persoana pe care am pierdut-o sau care nu mai este printre noi și să facem ceva, un gest în memoria ei. Și cumva ne și auto-învinovățim. De multe ori, da, pentru că ni se pare că am neglijat. Însă aici eu am ceva rezerve, pentru că eu aș spune că ar trebui să fim foarte atenți cu oamenii din jurul nostru, să le dăm atenție, mai ales părinților și celor apropiați, să nu-i neglijăm, pentru că va veni o zi în care vom regreta că am avut acest timp, dar am dat curs emoțiilor din momentul respectiv, în sensul că am spus, lasă că și mâine e o zi, n-am chef, acum o să vorbim altă dată. Nu, noi trebuie să ne bucurăm unii de ceilalți atât cât suntem împreună. După ce au trecut în neființă, mai bine ne gândim că ne veghează de acolo de sus, n-avem de ce să ne mai simțim vinovați, însă pentru a ne vindeca și pentru a ne simți bine, ar trebui să facem lucruri în compensație, adică să acordăm atenție unui bătrân care poate este singur sau unui vecin care de asemenea nu are cu cine să comunice sau unui prieten care poate are nevoie de un sfat și așa mai departe. E ca și cum am face ceva în compensație că am neglijat pe altcineva în trecut și regretăm în ziua de azi. Mai avem două.